Acum 1000 de ani, dar poate și mai mult, în stânca de la intrarea în actualul oraș Soroca, apărea unul dintre primele lăcașuri religioase din această regiune. Istoricii spun că valoarea bisericii a crescut odată cu trecerea vremii, nu însă și grija de a o păstra a generațiilor care au moștenit-o. În literatura rusă, încă de la începutul secolului 20, s-a scris că este un schit rupestru, dar în perioada sovietică s-a făcut un repertoriu unde acolo se scria că a fost un haiduc bechir și a trăit în peștere și nu s-a scris nimic despre biserică. N-au vrut să recunoască atunci autoritățile că el era un monument religios. Ulterior, deci cercetând-o, eu am constatat că este o biserică. Istoricul Vlad Ghimpu povestește că a început să cerceteze mai profund lăcașurile de cult medievale de pe teritoriul Basarabiei abia după prăbușirea puterii sovietice. Așa a ajuns la începutul anilor 90 să studieze și bisericuța săpată în stâncile din râpa lui Bechir, cum este numit locul de oamenii din Soroca. Dar râpa aceasta e foarte interesantă, acolo apar terase din epoca glaciară. Și când de 1812 rușii au cucerit o parte din Moldova noastră, în urma tratat la București, și-au anexat-o la Rusia, imediat, în anul următor, 1813, aici la noi, la Soroca, au sosit doi mari geografi ruși, Sfidin și Eichfield, care au făcut investigații în această râpă. Ravena se întinde pe o lungime de circa 10 km și cuprinde aproximativ 50 de hectare. Nicolae Bulat spune că săpăturile arheologice din această regiune au scos la iveală inclusiv urme ale culturii cucuteni, una dintre cele mai vechi civilizații din Europa. Potrivit istoricului, locul a fost întotdeauna una dintre principalele atracții turistice ale orașului. Noi la Soroca a activat până la începutul anilor 90 biroul de excursii și eu am lucrat acolo 8 ani de zile. Erau colegii mei de la biroul de excursii, aveau o excursie cu aproape toate grupele. Vizitau râpa și cariorul și ce interesa, ei ridicau sus. Sigur că ar fi un lucru bun de păstrat, de promovat acest monument de o valoare extraordinară și totodată de nu numai de promovat, dar și de a-l păstra. E nu-i tare mare, o mică acolo, chilioare, dar vizitatorii sunt unii și barbari. Nu sunt barbari veniți prin alte, de alte părți, ci derbedeii care se ridică de jos în sus și scriu numele, taie, fac, distrug ce au lăsat acolo străboșii noștri acum 300, 400, 1000, poate 800 de ani urmă. Când eram elev, deseori veneam aici, mă cățăram, îmi plăcea, mi-era interesant, veneam cu colegi, veneam, bine, nu știam ce era aici, știam doar de o bortă și vedeam foarte multe inscripții, diferite nume, cu dăți, chestii și ne-am gândit, dar ce, alții s-au pus, dar eu să nu pun, și mi-am scris și eu ca un prost numele acolo. După asta, când reveneam deja în oraș, reveneam acasă, am trecut pe la chioșc și am luat un ziar, Ziar Observator din Nord. Apropo, citesc un articol de scris de domnul Nicolae Bulat și, dacă nu greșesc, era intitulat Numele proștilor pe toate gardurile. Și se vorbea despre peștera Bechir și despre cei care scriu. Și mi-a fost rușine și îmi părea rău când am citit, nu a apărut ziarul ăsta cu o săptămână înainte. Acum Vadim Șterbate este jurnalist la ziarul Observatorul de Nord din Soroca. A scris de multe ori despre starea dezastruoasă în care a ajuns schitul. Recent a lansat și o inițiativă pentru salvarea peșterii Bechir. Tot vorbeam cu anumite persoane responsabile, hai să spunem așa, și toți strângeau de umeri. Mi-a spuneau mai degrabă argumente de ce nu e posibil ca această peșteră să fie inclusă în registru, de ce nu e posibil ea să fie conservată, decât haideți să facem. Vadim Șterbate și-a propus să colecteze cât mai multe semnături de la locuitorii orașului Soroca și să meargă cu această petiție să bată la ușile autorităților. Ne gândim ca societatea civilă să colectăm aceste 1000 de semnături, care ele se valoreze ceva și pentru cei de la autoritățile locale și pentru Ministerul Culturii și poate așa, ca să nu fie doar un document trimis să stea undeva în poliț să prăfuiască. Este un loc ușor frumos, inclusiv de a face fotografii. Este stânca asta care e un pic abrupt, e interesant. Da, au mai apărut ca niște texte. Aha, 28 și mai apoi, cum am gândit deja ca să facem această campanie, inclusiv poate, nu că să răscumpăr greșeala, dar poate cumva să nu facă alții ca mine.
și să conștientizeze ce valoare are această peșteră pentru noi, pentru soroceni și nu numai. Vadim Șterbate nu este primul care încearcă să sesizeze autoritățile în privința degradării bisericii, ci istoricul Vlad Ghimpu a tot încercat să ajungă la urechile autorităților cu rugămintea ca acest monument să fie restaurat. Am publicat prima lucrare în 1998, am făcut diferite demersuri, inclusiv la Ministerul Culturii din Republica Moldova, chiar și din România, prin Ambasada României am făcut. Au trecut 20 de ani de atunci, dar starea bisericuții medievale doar s-a înrăutățit. Starea, desigur, că este deplorabilă și deoarece nu se intervine cu de absolut nicio schimbare, dar un monument devine și poate fi și devastat și într-o stare mai deplorabilă atunci când el nu este îngrijit și când nu se află sub protecția, desigur, a autorităților, sub protecția statului. Pentru că noi știm că sunt monumente care se interzice și de a lua o pietricică de a-i muta locul. Aici, cu atât mai mult, nu se verifică nimic și orice om poate să intervine dacă a nimerit acolo la peștera, deci de sinistător poate să facă ce vrea. Datele oficiale arată că Soroca găzduiește anual aproximativ 60.000 de vizitatori și deși este inclusă în circuitele turistice locale, puțini ajung să vadă și bisericuța cunoscută drept peștera lui Bechir. Perspectiva turistică a monumentului se datorează în primul rând panoramei unice care se deschide asupra râului Nistru, dar și trecutului acestor locuri, în mare parte nedescoperit încă. Autoritățile locale trebuie să le poarte grijă în primul rând și trebuie să fie stăpâni la aceste monumente. În cazul dat, ori Consiliul Municipal Soroca, ori Consiliul Regional Soroca și ne-am lovit de o problemă, deci că noi nu putem să-i atribuim un număr cadastral terenului unde se află această peșteră Bechir, deoarece ea se află în terenul sau se află în teritoriul pământului agenției Moldsilva. Și așa, un monument de o valoare istorică ieșită din comun ajunge să piară sub ochii oamenilor, iar scuzele birocratice tot amână conservarea bisericii rupestre. Dacă noi, cetățenii, o să conștientizăm valoarea acesteia, nu doar autoritățile între ele, o să pună, uite, ai monument, o să-l pușa, o să-l includ într-o listă și atât. Noi, sorocenii, o să conștientizăm cât e de important acest monument, poate are o importanță și mai mare decât doar simpla includere într-un registru formal de monument protejat de stat. De cele mai multe ori, oamenii ignoră moștenirea lăsată de strămoși și natură. Un exemplu este și defileul Trinca, din raionul Edineț, un monument al naturii care în ultimii 50 de ani a servit drept sursă pentru piatra de var, folosită pe larg în agricultură și în construcții. După decenii de extracții ilegale, zona defileului a devenit o catastrofă ecologică și asta pentru că la arderea pietrei de var s-au folosit tone de combustibil, inclusiv păcură, dar și cauciucuri uzate. Nicolae Petrovici, locuitor al satului Trinca, spune că a sesizat de nenumărate ori autoritățile despre ilegalitățile din defileu. Aici au fost 300 cisterne mai mult, care până la 50 de toane cisterne s-a dus și toată mazuta din Republica, trebuie să meargă pe la școli, să facă încălzări, să facă și unii trebuie să au ei, tot era folosit în Trinca aici. Lemne, scaturi, tăti din uzați, tăti erau aici. Erau catastrofele mai pomenite. Și aici erau undeva, deodată au fost până la 50 de groci. 50 de groci. Când le dau foc odată, pe aici nu se vede. Era catastrofă. Era Cernobâlscă catastrofă. Defileul Trinca este o rezervație protejată de stat. Iar asta înseamnă că, potrivit legii, nimeni n-are voie să scoată măcar și o piatră din zonă. În ciuda acestui fapt, extragerile ilegale continuă și astăzi, chiar dacă mai rar, datorită interesului tot mai scăzut față de var. Cisternele uzate și alte deșeuri zac în continuare aici. Poluează și astăzi pământul, apele și aerul din preajmă. Acolo trebuie bani, cred că mai mulți, ca să evacueze toată zgura și ei la o gunoiște autorizată acolo să ducă. Este treabă. Asta trebuie și cumva de câștigat un proiect de la donatorii, cred că europeni cel mai degrabă, pentru că să restabilim această arie protejată și să o ducem cât de cât la stare ei inițială. Dar până când așa bani încă nu prea s-au astăzi. Ei sunt încercări, dar până când fără mare succes. Petru Jacot spune că doar în ultimii 2 ani a consemnat 10 cazuri de ardere ilegală a pietrei de var. Se pare însă că amenziile nu prea îi sperie pe oamenii din sat. Mie îmi pare rău pentru că eu sunt ecologist și nu de zi și nu de an. Și îmi pare rău că atunci noi suntem nu că neputincioși, dar trebuie cumva problema asta să o rezolvăm. E nu e atât de simplu, dar trebuie rezolvat.
atunci când nu sunt niște lucruri că nu depinde de noi și în afară de noi mai mult nu se luptă nimeni, nu-i prea bine. Le pune o amendă ușoară acolo câte 1020, la asta nu scăpăm. Dar dezastrul este foarte mare. În loc să atragem turiști în partea de nord a Republicii Moldova, să avem și noi lucruri foarte lucruri frumoase. Se vede totul, începând de la largă, partea asta la noi aici este de arătat până marginea prutului. Anul trecut au fost, vedeți aici, partea asta la Fetești, au fost peste 300 de pălăci au fost. Oamenii au venit din toate țările, au venit aici și au stat acolo, au stat în păduri. Nu-i păzește nimeni, oamenii au venit singuri, au venit aici și au stat să vadă locurile este care le avem. Avem locuri foarte frumoase, dar și folos. Nu sunt protejate de stat. În continuu se fură, nu se oprește că nu funcționează. Avem legi bune, dar nu funcționează.